Medicii trag un semnal de alarmă în privința evoluției valului 4 al pandemiei și impactul asupra tinerilor și copiilor. În unitățile sanitare, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 2642. Dintre acestea, 322 sunt internate la ATI. Din totalul pacienților internați, 101 sunt minori, 98 fiind internați în secții și 3 la ATI. În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 1470 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2, acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. În regiunea Sud-Muntenia, situația se prezintă astfel. În Argeș, 19 cazuri noi, Călăraș 20, Dâmbovița 24, Giurgiu 35, Ialomița 13, Ilfov 55, Prahova 26 și Teleorman 35 de cazuri noi. Până la această dată, 34.617 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2 au decedat. În intervalul 1 septembrie ora 10, 2 septembrie ora 10, au fost raportate de către INSP 26 de decese, 9 bărbați și 17 femei, ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus internați în spitalele din țară. Dintre cele 26 de decese, unul a fost înregistrat la categoria de vârstă 10-19 ani, unul la categoria de vârstă 40-49 de ani, 9 la categoria de vârstă 60-69 de ani, 7 la 70-79 de ani și 8 decese la categoria de vârstă peste 80 de ani. Toate decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități.